nu se... Sentimentul patriotic este cel care până la urmă învinge orice barieră socială, culturală și politică. Astăzi deputații de la toate partidele au votat aproape la unison legea propusă de parlamentarii PSD, care instituie data de 10 octombrie ca zi națională a produselor agroalimentare românești. Deputatul de Olt, Alexandru Stănescu, unul dintre inițiatori, explică de ce au fost și 3 voturi împotrivă. Astăzi în plenul Camerei Deputaților a fost votată cu o majoritate covârșitoare, 266 de voturi, doar 3 abțineri, probabil că cei care s-au abținut au încurcat butoanele de acolo. În orice caz sunt bucuros pentru că ieri la discuții în Camera Deputaților a fost apreciată și nu de la partidul la care aparțin și eu, ci și de la celelalte partide. În această zi vor fi organizate manifestări educative de voluntariat cu caracter social sau științific consacrate promovării produselor agroalimentare românești. Potrivit legii, autoritățile administrației centrale și locale pot acorda sprijin logistic și pot aloca fonduri din bugetele proprii în vederea organizării și derulării în bune condiții a manifestărilor prevăzute în inițiativa legislativă în limita alocațiilor bugetare aprobate. Practic este cea mai bună ocazie pentru agricultori de a-și prezenta și valorifica produsele proaspete de bună calitate direct de la sursă, autohtone, care vor concura produsele de import. Scopul este și de a îmbunătăți relația dintre producătorii agricoli naționali, zonali sau locali și consumatorii finali. Eu sunt convins că primii beneficiați, bineînțeles, sunt producătorii, dar am avut discuții cu președinții organizațiilor de producători, pentru că trebuie și promovată. Trebuie promovată ca atunci, la 10 octombrie, autoritățile locale, îi dea importantă, bineînțeles, să bugeteze ceva pentru ea, dacă acolo unde își permit, să fie o zi festivă, o zi cum noi am mai discutat odată, cum era odată ziua recoltei. Nu trebuie să ne ferim de asta, pentru că era o zi frumoasă. Așteptăm producătorii să-și expună produsele și să aibă succes. Legea definește și termenul de produs agroalimentar românesc, prin care se înțelege produsul obținut pe teritoriul național din materii prime de bază provenite în proporție de 100% din fermele din România și are inscripționat pe etichetă drapelul României. Legea va intra în vigoare chiar din acest an, după promulgarea de către președintele Klaus Iohannis și publicarea în Monitorul Oficial.